este vacanță? Deci nu se întâmplă niciodată, frate, să mergem și noi undeva și să fie tot ok. Aoleu, cred că vreau și gâtul până la urmă. Măcar să vedem dacă a meritat toată fuga asta. O meritat. Am înțeleg de ce era. Am ajuns la prima atracție turistică din zona asta, care sincer mie îmi place enorm de mult și chiar eram foarte curios să ajung aici, pentru că am înțeles că figurile picioare sunt foarte reale și ca să vedeți ca și chestii, aici e intrarea principală și se întâmplă o doamnă fotograf care este făcută din ceară și noi când am intrat ne-am pus toți în poziții de poze, am zis că ne face poze, să vedeți cât e de reală. Deci, fiți atenți, așa arată figurina din ceară, o doamnă fotograf. Când am intrat, am fost în poze, zic, m-am stat așa, că ne trage amintiri, ne lasă la urmă, că ne ieșim, ne dă vreo amintire din asta. Chiar sunt curios să vedem ce figurine găsim aici. Sincer, nu știu pe cine o să găsim, dar o să vă arăt absolut tot ce găsesc aici. Asta e actorul Morgan Freeman. Sigur îl recunoașteți mulți dintre voi. Uitați-vă alea, cât e real, pare că stuit la tine. Bine, domnul ăsta nu știu ce vrea să-i facă, dar... Și oase. E genial, sunt mărău. Deci, ai voie să le atingi? Exact. Are textura asta, așa. E foarte rău. Prea real. E prea real. Pare că stai în ochii tăi, așa. Și acolo Brad Pitt, o lărit cu Brad Pitt. Cine e asta, Carmen? Victoria Beckham. Și el? Ah. Mă gândeam că nu știi cine. E genial, fii atent detalii la barba aici. Mie unul mi se pare incredibil cât de mult au lucrat la ele și cât de realiste sunt. Ia vezi alea, că când intrecem cu gluma acum. Mamă, ce creepy, să mă bat cu tata. Cine e asta, nu știu, dar... Bă, ce-ați făcut în cap, aș gura voastră? V-am prins. Da, și eu acum ai pus în mine. Jucătorul de la Liverpool? La Liverpool joacă sau la Manchester? O, nu știm pe fata. Da. Bă, și-ți atenție aici, mă cap, aș gura voastră. Metal, foarte rău. Aici îl avem pe Dwayne The Rock Johnson, sigur îl știți. Uite-ți, băi, ce fel face ăsta, nu te cred. Stai să vezi. Uite-ne-a modelele. Asta e cel mai tare boxer din toate timpurile, Muhammad Ali. Cel mai tare, cel mai tare. Din păcate acum e bătrân tare de tot. Usain Bolt. Cum aleargă pe mine câinii de la parc, nu le aleargă pe ăștia la competiții, să mă bat mama. Asta e familia regală. Cea din centru e regina Angliei, cea mai importantă persoană din stat. Și asta e primul președinte de culoare din Statele Unite ale Americii, Barack Obama. Sigur, îl știți cu toții. Foarte multe personalități aici, actori, președinți. Și acum intrăm în zona de celebrități, artiști și chestii de genul ăsta. Am ajuns și la feblețea lui Carmen. Acum poți să stai cu el, alea, că vă las 10-15 secunde. Aici ne arată mulajul capului. Vedeți, el e împărțit în mai multe chestii. Le unește și ulterior toarnă ceară pe undeva. Și la sfârșit îl scoate și iese capul, așa? Stai așa. A doua atracție e ceva cum știu, peștișori în acvariu. Vedeți ce mi-e frică din alții? Uitați-vă alea cum trec rechinii. Nu pot să intru. Uite-l alea că John cum stă aici. Uitați-vă la mea. Mamă, deci m-a cucerit total să mor dacă vă mint. Băi, sincer, ceva? Când vreodată să mai văd așa ceva? Vă dați seama că chestia asta
vii, le vizitezi, le faci o dată în viață, dar sincer, când am luat pachetul ăsta, nu mă așteptam să fie atât de mișto, adică chiar, chiar sunt niște amintiri foarte plăcute. Deci niște chestii, nu știu, superficiale poate sau așa. Inițial da, dar după aia, uite, când ajungi... Când ajunge și vezi, băi, sunt wow. Aș sta toată ziua, credeți-mă că aș sta toată ziua în chestii de genul ăsta. Asta practic e cel mai mare acvariu, e construit sub apă, pereții sunt făcuți din sticlă și practic te plimbi printre pește ăștia aici. Mi se pare genial cum au gândit treaba asta și nu cred că mai am ocazia să mai fac chestia asta vreodată. Aici avem o stea de mare care e lipită pe... Peștișorii, da? Bă, mi se pare super tare. Atlantic Wolffish. Și arată în felul ăsta așa. Are un metru jumate să mă bată mai mare. Le-au construit un mediu cât mai asemănător cu ce se regăsește pe ocean. Bine, pe unde trăiesc animalele astea, cam par n-am. Cât de tare e acvariul ăsta, băieți și fete. Am senzația că suntem într-un desen animat din ala de Disney, în care sunt sirene și chestii de genul ăsta. Ăsta e schelet de mărână? Nu știam. Am zis că e făcut așa, e. Ești tare. Eu trec și-o zbuna pe ăștia. Ăștia vin să se defileze aici. Uite, bebe! Am văzut-o, am văzut-o. Mamă, ce mare! E foarte rău, ești nebun. Ce faci, fata? Care e treaba? Cu ce urât e? Ce mare e! Shit! S-a terminat șmecheria. Este doar cu capul, John. Și am ajuns și la ăsta pe rechim, băieți. Come on up! Uite-l și pe ăla de sus de acolo, băieți. Da, pe ăla de sus, pe ăla de sus, pe ăla de sus. Cu metru vin alea, că se trebuie. Oh, bine ați venit! Sănătoți, venit mănâncă, fraier, ce port are! Uite-i ăla cu ăștia doi, cred că ăștia sunt șerifii pe aici, pe în zone. Și e la bine, uite-l pe ăla de acolo, șerifii. L-am văzut și pe balaurul ăla. Ce tare, băi, ce niște creaturi să mă bată mama, dacă nu... Impresionante, mă jur. Toți dacă pompaie la urechi care se face într-un fel. Avem aici o blue pose în front, ca o frate. Mamă, ce... E o creatură așa mică, frate, și pare inofensivă, dar poate să fac o grămadă de rău să mă bată, tata. Animals are nice to survive. Frumos rău. Foarte chiar, sper și culoarea e... Da, e super fain. Hi, everyone! Da, clar. Băi, gen, dar ăștia sunt de ajută. Ăsta e viu. Hai! Ce-i ta? Nu mă cânești. Stai, mă cânești. Da, mă, fii prăc! Oaa, băga mea și piciorul! Dar pune-mi pic de dacă faci ceva, mă, băi, e de cauciuc! Băi, ce teamă asta aici, please do not feed the fish, mă gândeam, zic, băi, frate, pon, n-ai bani să le dai, mă, frate, măcar, că n-ai pon. Dar după aia mi-a zis cum atunci era băiat ăsta aici care a încercat să le dea de mâncare și s-a făcut el mâncare. Ăștia sunt pește pirania care sunt carnivori. Mănâncă carne fără nicio problemă, băieți. Dacă se va putea să se
London Eye. E roata aia imensă din Londra, care se ne urce deasupra Londrei, să avem un view. O să vă arăt când ajungem sus acolo, suntem într-o cabină din asta, așa. Oh, cum era mie frică din înălțime acum, băieți, chiar trebuie să mă urc. Din cauza la femeile astea. Cam așa arată momentul priveliștea și suntem la jumătatea cursei, pentru că am ajuns la jumătatea roții aici, am ajuns în mine. Și cam așa arată, frate. Se pare genial. Nici nu e mult până când dacă e. M-am uitat adineori pe internet, 135 metri are roata înălțimei și acum suntem în vârf. Cam așa arată orașul de sus. Plin de clădiri super înalte. Asta 35 metri înălțime deasupra Londrei. Aici e Big Ben, nu? The next day. Deja a vrut să ne dea țeapă de 5 pounds. Încolo mi-a dat gratis, frate. Ce să le-a, dar ce era? Logbook. A, să vezi gen cum e amplasat, cum e. Am ajuns și noi la Safari Park în England. Abia aștept să vedem ce să fie. Fiți atenți, am cumpărat, când am rezervat biletele online, am cumpărat niște pachete din astea așa, cu care poți dai mâncare la animale. La noi în țară nu poți să cumperi, adică la noi în țară n-ai voie să dai de mâncare la animale. Și aici mi se pare interesant că ei fac mai multe lucruri odată, gen își scutesc lor munca, nu trebuie să mai stea să dea drumul, să dea mâncare la animale și fac bani, că gen o cutiuță din asta așa cu chestii din astea e 4 lire. Sau ceva gen, 4 lire parcă am dat. Mi se pare așa alea cu rinocere ăștia așa în, dar nu pe lângă mașini. Dacă uitați alea că cum le dă de mâncare lumea în... Exact la geam, bam. Uite că am întins mâna. Dar să nu mă mănânci drog. Ia la tata. Mamă, ce mi-e frică. Ia la mine. Aaaa! Ce frumos ești, puc. Dă să-mi iei dau alea. Ce tare. Bă, nu știu, mi se pare așa că n-am văzut atât de aproape, atât de aproape gen. Și mă mir că nu sunt agresivi. Da, aia e chestia, la noi nu se poate face chestia asta. Ăla, dacă a luat odată cornul ăla și a băgat într-o mașină din asta să mă bate tata dacă mai rămâne ceva. Ce tare mi se pare. Dacă că n-am, bă, ieși de aici, ieși că nu-ți dau nimic. Trebuie să ai grijă, bă. Dar dacă se supără una din asta și dă cu coarnele în mașină? Gen, ți-asum cum ar veni, nu? Adevărat. Mamă, cât ar nene. Ce fă, se întoarce, ia 30 lucrători. Vai, ce cap. Bă, mi-e și frică, dar stai să-l și filmez. Nu știu cum să-ți explic eu ție, dar... Aha. Ăla-i. Uite-l ce tare, mă, frate. Oh, chiar că mâncați și acum am văzut și jumătate de metru de seară, dar nu, îmi pare rău că nu pot să-l văd așa cum crează în el o leacă. Ia să vedem dacă vine și cu mătra. Mamă, ce frumoasă e, să mor eu. Mamă, ce frumoasă e în tine. Trebuie să-mi dăm. Vezi tu cam. Ia care. Da, bine, m-a făcut. Da. Zi ceva pentru vlog. Zi ceva pentru vlog. Iubirea mea frumoasă. E cea mai frumoasă. Tu sunt mântui. Ăla nu-i de nimic. Ia uite, frate, ce tare. Să mă bate tare. Hai că eu îți dau dacă te întinzi. Nu vrei? Nu vrei. Vrei tu? Da, o fratucație și bătul tău. Iubiești! Ce m-am speriat? Ești fiți atenți, ce văd eu de aici, din mașină. A, e mașină la Cristina în spate, ea. Na, la tata, na. Na-ți apă, na. Mamă, ce mare ești să mă bată tătucu. Ești băbață! Nu știți gheparzii? Este cel mai rapid felini, parcă, din cât știu eu. Acum sper să nu zic vreo prostie. Cât e o ca să nu fii frer. Mamă, ce tare.
Aici intrăm pe teritoriul ăla periculos, rău de tot. Deja am fost atenționați de toate semnele și toate pancartele, să închidem geamurile, să blocăm mușile. Carmen, tu mai străbac, te-am văzut. Abia aștept, sper să avem niște cadre frumoase de aici. Cum v-am zis, ușile, geamurile tot închis și blocat, să nu fie posibilitate de intrare din exterior în interior. Mi se pare super interesant cum le-a creat mediul ăsta aici, gen cât mai aproape, cât mai asemănător cu cei în junglă, și mi se pare super tare experiența asta, frate, că poți să intri printre lei cu mașina ta. Deci eu nu credeam chestia asta. Când am auzit de safari, mă gândeam că te duci cu un din ăsta de-a lor, cu o mașină. Da, am zis, te duci cu o mașină din aia de-a lor, super cu gratis, super acoperită, super... Da, nu, aici intri cu mașina ta. Nu știu, mi-aduc aminte, mai știi un pe la care a deschis tigru cu dinții ușa? Ia să vedeți, băieți. Când vreodată mai stau eu la 20 de metri de un leu, uitați-vă un pic de tare. Deci ce să mai, că nu mai vreau doar să mă uit la priveliștea asta și să tac din gură. Și acum intrăm pe Kingdom of the White Lion. Opa, leu alb din ăsta, nu? De la forțe. Uitați un pic ce condiții au aici, băieți. Cascadă, frumos. Apă, brize rece. Uite, e ăla acolo care se vede cât de cât. Și acolo sunt mulți râu, vreo 5-6 lângă gard. Uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bucăți. Foarte frumos să mor eu. Dar pe ăștia nu-i lasă, vorba ta, nu-i lasă să iasă printre mașini. Ăștia au dat alea în panoramă, dacă mă trebuie să-l din. Și să frere cap în cap, ești nebun. Bă, dar... Hai, Caterin, că așa mă întreb pe mine cu coarnele alea, băieți! Vă scoateți ochii, nu fiți proști. E ce pragmatică e asta. Le-a dat ăla. Asta vine. Asta vine, că asta are relax de tupeu. Asta vine, nebun. Ce mă mal pe eu, frate. Thank you. Thank you. You want? Ok, fine. Asta este White Bengal Tiger sau ceva de genul, așa se numește. Tigru, îți mulțumim frumos pentru această ridicare din picioare, ești deosebit. Să mă bate tata dacă nu te-aș lua acasă, direct în pat ai dormi. Și eu aș dormi în burtă, dacă mă întrebați pe mine. Băi, Joe, stai așa, ole. Nu cred că ai venit tu să-mi faci mie vlogul așa, mâncați, ești curat. Prietene? Ți-aș butul tău să ți-l mănânc. 2 metri de nas ai. Ce mi-a făcut el acum că a venit aici? Eu n-am văzut niciodată așa, aproape. Da. Nu știu când vreodată sau dacă o să mai am ocazia să fac chestia asta, dar sincer, experiența asta e una din experiențele alea de neuitat pe care o să le păstrez și în suflet și în minte mult timp de acum încolo, pentru că sunt niște animale pe care v-am zis, le vedeți doar pe Animal Planet sau la televizor. Și eu am avut ocazia să stau la 2, 3, 5, 10 metri de ele. Bună ziua, de la Food Delivery, dacă se poate să vă dau ceva de mâncăric, am înțeles, deci se poate, da? Nicio problemă. Cine asta e, ca ți-aș botul tău. Cadourile mele, da? Pe 25. Ok. Gata, ai lins tot. Este? Tău nebunule, hoc, nu vreau să te supăr, decât așa un pic. Mulțumesc frumos. Te pupic dulce. Avem acolo sus în zare elefant. Mamă, dar ce tare. Ce frumos e fraierul. Păcat că nu vine un pic mai aproape să-l filmez, dar oricum, se înțelege. E prea frumos nebunul.
M-a văzut fraiera cam aici în, în mână mâncare. Uitați-vă la cum vine nebuna aia. Ce faci cu tata aici? Cum se zice, mulțumesc! Dar stai că nu pot să-ți dau! Ce faci cu metra? Te bagi în mașină toate? Mă ating în gelă, nu ca faci cu rămâna asta. Păi, ne simțe câte... Ce mă las? Nu știu... Ce bani am făcut! Hai că nu mai dau mâncare la gelă, gata!